Ștefan Hanganu, directorul firmei constructoare, a declarat că banii alocați de la bugetul de stat anul acesta au fost epuizați încă de la mijlocul lunii iulie. Este vorba despre o sumă de 50 de milioane de lei de la Ministerul Transporturilor. Hanganu a spus că firma nu a întrerupt lucrările odată cu terminarea banilor. De o lună de zile, constructorul execută ruta ocolitoare a Sucevei din fonduri proprii. Am promisiuni de la doamna director general de la CNADNR, cu care am avut o discuție și dumneavoastră a spus că să nu fac probleme, că până la sfârșitul lunii august va face această majorare de buget pentru centură Suceava, fie prin rectificare bugetară, dacă merge, dacă încape, dacă nu, prin reașezarea fondurilor în cadrul Ministerului Transporturilor. Lucrările la șoseaua de centura Sucevei au întârziat deja un an de zile, în mare parte din cauza exproprierilor de terenuri din zona Șcheia. Directorul Cola se așteaptă ca problema exproprierilor să fie rezolvată până la finalul acestei luni. Pe de altă parte, Octavian Dârja, consilier local la Șcheia, a declarat că cel mult 5% din cei peste 400 de proprietari din Șcheia se vor mulțumi cu banii primiți de la stat pentru terenurile expropriate. Ceilalți oameni se vor adresa instanțelor. Oamenii sunt hotărâți să nu accepte prețul care le-a fost oferit, este un preț de mizerie comparativ cu prețul ce a fost dat în prima anexă a acelei hotărâri de guvern, deci anume între 20 și 38 de euro metru pătrat, iar la cei 493 care au rămas în a doua anexă a hotărârii de guvern, un preț de 1,23 lei, practic nici o înghețată, ca e 1,50 lei, deci valoarea unui metru pătrat. Și atunci, oamenii nu acceptă acest preț, iar în cazul când se va intra pe proprietățile lor, fără a fi avut acest schimb de proprietate, sunt hotărâți să-și apere proprietatea. Dacă nu vor mai apărea și alte probleme, în vara anului viitor, șoferii vor putea să circule pe ruta ocolitoare a Sucevei, care se va întinde pe o suprafață de 13,5 km.